interesantă casa asta este rodul gândirii lui Amano. De la proiectul de arhitectură, decorație exterioară, tot ce înseamnă decorație interioară, aici aveți pictură murală, aveți vitralii, o să vedeți mobilier sculptat de Aman, de sculptură de Aman, nu vedeți în altă parte decât în casa lui. Asta este biroul lui Aman și pe blat avem o lecție de istorie. Avem pe Traian și Decebal, începutul poporului român. Mihai Viteazul, prietenul din Hol, unificator. Ștefan cel Mare ca erou național în Moldova, Matei Basarab și Negru Vodă ca erou în țara românească. Și aici este Mircea cel Bătrân. Mircea cel Bătrân este cel care a dus pentru prima oară la țară Dobrogea. Și țara lui s-a chemat în la Marea cel Mare. Da? Ce vrea să spună Aman aici în 1870? Atenție, e important să știm Aman. În 81, după războiul de independență, când se declară regatul independent al României, asta e Dobrogea. Și a fost un vizionar. Are satisfacția că trăiește la momentul respectiv. Carol, până atunci a fost principe, devine rege. Și ca rege are nevoie de simbolurile regalității. Coroana și sceptrul regal, că bine sunt făcute de Amano.